Bun venit la Incredibil! Azi vorbim despre cercetătorii britanici care au făcut o descoperire fantastică. Sănătatea bărbaților devine perfectă dacă au cel puțin 20 de femei în timpul vieții. Bărbații scapă astfel de cancer, prostatită, boli ale colonului, ale rinichilor, de diabet, de boli cardiovasculare. Cu alte cuvinte, cine adună în CV mai mult de 20 de femei este sănătos până moare. Nu are nevoie de alimentație rațională, de sport, de viață cumpătată, nimic. Deci femeile sunt secretul sănătății masculine. De ce ni se spune asta așa de târziu? Asta e problema mea. Ce au făcut cercetătorii britanici până acum? Au dormit? De ce au întârziat atâta? Nu puteau să ne spună acum 30 de ani după Revoluție să știm și noi că avem o treabă în față, să știm ce facem cu libertatea. Aveam și noi, bărbații români, un proiect de viață, femeile, același proiect de viață. Aveam un proiect de țară. Toată lumea se iubea cu toată lumea. Țara era plină de oameni sănătoși tun, aveam o mulțime de copii și câștigam și fertilitatea de turmă. Pandemia nu ar fi avut nicio șansă cu oameni așa de sănătoși. Îl chemam pe colonelul Gheorghiță, care se pricepe la organizare, făcea secții speciale pentru sex prin spitale, corturi, cabinete, maratoane, drive-thru, sex pe la mall-uri. Te duceai frumos, spuneai numele și adresa, completai o fișă, ce dorești, femeie sau bărbat, te trimitea la cabina numărul 4, te agitai 2-3 minute sau un sfert de oră sau o oră, mă rog, cât te țineau genunchii și gata. Urla sănătatea în populație, zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte. Și nu ne mai vindeam țara, că aveam ceva sănătos de făcut. Ar fi fost scos până și în cel mai din urmă sătuc din România, organizat de STS pe platforma sexvaccinare.ro. Te înscriei și pentru primul contact îți făceai treaba, iar după 3 săptămâni te programa automat la rapel. Tu doar urma să bifezi dacă vrei cu aceeași femeie sau cu alta care cade la rând. Cum ziceam, au venit prea târziu cu studiul ăsta și vaccinarea asta a venit prea târziu, modelul ăsta de vaccinare, prea târziu pentru mine, să mă apuc de acum înainte să caut 20 de femei ca să fiu sănătos. Dar ce am înnebunit? Uitați-vă la Irinel Columbeanu, săracul, care din Nababa a ajuns chiriaș la 2 camere în Colentina. De la femei s-a tras. Asta e cercetarea pentru bărbați. Acum ascultați ce s-a descoperit pentru femei. La întrebarea de câți bărbați ar avea nevoie o femeie într-o viață ca să fie sănătoasă până la adânci bătrânețe, cercetătorii britanici au răspuns scurt: de niciunul. Dar ce ar fi suficient să aibă o femeie ca să fie sănătoasă toată viața? Răspunsul cercetătorilor britanici a fost de asemenea foarte clar: un card fără limită de sumă. Da. Acesta a fost Incredibilul de azi. Ne revedem mâine. Toate cele bune!